Dinu Câmpeanu și mă aflu aici la Hărman a doua oară. Particip la această și acum o ediție interesantă, jubiliară, am înțeles că este, și mi-am propus să fac o lucrare de mică dimensiune. Așa, data trecută am făcut o lucrare mai mare, care se află în aer liber. Asta e o lucrare de interior, de galerie, ca să spun așa. Este un material de stejar, foarte frumos, foarte bun. Și reiau o temă de-a mea dragă, Blidar se numește. Blidar. Am lucrări inspirate, ca să zic așa, nu inspirate, care m-au dus la rezolvări plastice a unor lucruri arhaice, a unor obiecte arhaice. De exemplu, am stupul arhaic pe care l-am prelucrat foarte mult, și în piatră, și în lemn, și în bronz. Sunt câteva subiecte din astea care le dezvolt și interior și pentru sculptură monumentală. Chiar urmează acum să, în toamnă, lângă București, un simpozion și voi face ștergar, o lucrare ștergar intitulată. Da? Ștergarul, iarăși, ce este interesant, este utilă, și utilă, și frumusețe, și, dar mai ales foarte utilă, de la naștere până la moarte se folosește ștergarul. Da. Am dezvoltat această idee pe dimensiuni mari și mici. Și aici am încerc să mă joc cu lemnul ăsta, care e tare frumos, și să fac un mic blidar, așa. Va fi cu niște bumbi în față, așa, colorată, da, place lemnul să-l colorez. Să sperăm că am timp să-l fac în perioada care o am acum. Perioada destul de scurtă, de altfel, trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut, foarte bine, și bine gândit de la început până la sfârșit etapele. Asta. Aici este un catalog din 2016, unde am făcut o expoziție împreună cu doamna Cela Neamțu, textilist. Da? Așa. Și am fost în București, la Galeria Senso, da? Și am câteva lucrări expuse, au fost câteva lucrări, și în bronz, Asta e un triptic, de exemplu, da? Așa. Ce spuneam de ștergar, ștergar în lemn, e o lucrare destul de mare, așa. Lăicer, la fel, tot aceeași inspirație, aceleași mod aici, sunt cu lucrare, mai mult au făcut-o ei. Astea sunt stupi arhaici, știubei numesc eu, da? Știubei. Sunt din lemn, patinate, policrom, mă rog, cu foliță. Aici știubei, dar de bronz. În compoziție, stative la fel, care fac parte din lucrare. Și iarăși o temă care am avut-o, acum numai rodul. Rod, formă de piramidă, de fruct, de fapt, de fructe. Asta a fost o masă, rod masă, masă de fapt, cu miezul acela. Aici este altă lucrare care am dezvoltat-o și mică, asta este de interior, de expoziție. Pomul vieții se numește. Așa. Aici e tot un rod, lucrare care este la domnul Vrâncean, se găsește. Așa. Aici au ferestrele, am avut un colțuri de ferestre, au fost astea.
ferestrele pământului, s-a numit ferestrele pământului. Este o lucrare destul de măricică, a stat la nivelul solului, în așa, două ferestre. Casa fereastră este o incintă, mă rog, se dezvoltă pe formă, pe plan de, pe ăsta, pe volum de cub, așa. O ferecătură, o altă temă veche care am avut, o ferecătură, este mai impresionat. Am fost o dată la Pudna, dar de mult de tot, și am văzut acele cărți legate, ferecătură, și am încercat să plec de acolo. Asta este o lucrare destul de stilizată, plecată de la ferecătură, da? Este lucrări de artă mai mari. Fereastra Pământului este o lucrare care este, se găsește la Dumbrava Sibiului, da, mare, 3 metri cu 5 metri adâncime. Asta este pomul vieții, iarăși, aceeași, da, de exterior mare. Se găsește în, la Argeș, la Miroș, de exemplu, la Miroș, da. Din 3 plăci mari de marmură îmbinate, da. A fost ceva muncă acolo. Asta e ștergarul de marmură lung, da, care se găsește tot la Miroș. Deci lucrări de artă monumentală care sunt în asta. Ștergar, iarăși, care este la Caransebeș, dar este andezid asta, asta e marmură, da. Iarăși un rod destul de vechi, din 2005, care se găsește la Caransebeș, de lemn, construcția de lemn, care ați văzut-o aici la mică dimensiune. Aici e un stup, asta undeva prin Austria este, un lemn de stejar enorm. Când l-am văzut în stivă, l-am văzut, mă rog, destul de convenabil ca dimensiune. Dar când l-au adus, s-a făcut de aproape 5 metri. A apărut de 5 metri, da. A fost interesant, da. Așa. Ei, sunt mai multe, sigur, da. Multe simpozioane, începând din 73, la Măgura Buzoului, și terminând în 2020 la Ploiești de marmură. Asta se oprește în 2016 aici, catalogul. Asta e viața unui artist, zic sculptor. Da. Și cu interioare, și cu exterioare, și bronz, și lemn, și piatră prelucrată.